Al Arlechin Botoșan, în colaborare cu Colegiul Național Mihai Eminescu din Botoșan, Memorial Lipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, Asociația Vis de Artist, Centrul Europe Direct și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Botoșani în perioada 15 ianuarie-15 iunie 2012. Festivalul a avut ca principal scop asigurarea unui cadru de promovare și manifestare culturală artistică a elevilor, copiilor și tinerilor prin realizarea unor materiale și momente artistice având ca izvor de inspirație opera lui Mihai Eminescu. Poezie, proză scurtă, eseu, critică și creație literară, teatru scurt, desen și fotografie. Trecem la premiile acordate de Comisia de Jurizare. Trofeul Poezis Litera. Trofeul Poezis Litera, trupei de teatru Licar, de la Clubul Copiilor din Târgul Frumos. Iași, profesor coordonator Mirela Iacu, pentru spectacolul Mușat și ursitoarele de Mihai Eminescu. Invit în scenă să-și primească premiul, dacă sunt alături de noi. Întâi, Ela Pădureț Nechifor, învățământ preșcolar. Seara. Hai vino mai încoace să ne vadă lumea. Ia spune-mi tu mie, ce te inspiră pe tine? Bine. Tina Turicianu, ONG-uri culturale și de tineret. Și mult succes în continuare. Premiul întâi, trupa de teatru Parol de la Asociația Culturală Arlechin Botoșan. Profesor coordonator Alin Dospinescu pentru spectacolul Luceafărul de Mihai Eminescu. Felicitări! Recital poezie, premiul întâi, Mălina Adomnica, individual. Asta e. Mai e și blondă, vă dați cum. Grupul Poesis. Cu fotografie și film, premiul întâi, Tudose Vlad Florin. Și dumneavoastră. Să-mi vadă lumea împreună. Dar muzică, premiul întâi, Iacob Cosmin, individual. Da, litera M, grup. Tu ești litera N.